Bună ziua, romașcani din Roman și de peste tot. N-am mai făcut de multișor emisiune aici în platou și astăzi putem spune că debutăm și noi în 2019 cu un invitat pe măsură. Domnul primar al municipiului Roman, domnul Lucian Micu, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am regăsit. Să începem, nu, pentru că avem de vorbit în cele 30 de minute pe care le avem planificate despre lucruri care privesc municipiul. Aș vrea să încep cu proiectul ăsta de buget pe 2019. Știu că la nivel național încă se lucrează pe el, nu e nimic bătut în cuie. Cum arată el pentru Roman? Cam ce e planificat? Da, din păcate, pe partea de venituri nu avem foarte multe informații, să spunem, spre deosebire de ceilalți ani în care, din cadrul proiectului de buget supus spre aprobare Parlamentului, existau identificate și relefate sumele alocate pe fiecare localitate în parte. În acest an, sumele sunt toate la grămadă, la nivelul țării și la nivel județean. Abia după aprobarea bugetului la nivel național, sperăm să avem și sumele care vor intra în conturile UAT-urilor, în contul primăriilor și ulterior, în funcție de resursele financiare pe care le vom avea, să stabilim și planul de investiții și proiectele de investiții pe care le avem pentru municipiul Roman. Noi ne-am propus investiții din bugetul propriu undeva în jur de 12 milioane de lei noi, 120 de miliarde de lei vechi, însă trebuie să vedem și în ce măsură vom avea aceste sume în buget pentru a putea face aceste investiții. Partea bună pentru noi este că avem și proiecte cu finanțare europeană care se vor materializa în acest an la nivelul municipiului Roman și, bineînțeles, am avut și acea centură de siguranță, acel împrumut, care se va materializa tot începând cu acest an, practic pe următorii 2 ani, 2019-2020, circa 10.500.000 de euro vor intra în municipiul Roman cu certitudine. Cât de mult vă încurcă trecerea asta plăților către asistență socială? Se vorbește mult și primarii, am înțeles că au făcut chiar scandal pe treaba asta, că vor rămâne practic cu niște, vor pierde niște bani plătind aceste servicii. Este evident că transferarea acestor cheltuieli către autoritățile publice locale grevează foarte mult bugetele primăriilor din țară. Noi am avut mai multe întâlniri la nivelul Asociației Municipiilor din România, acolo unde municipiul Roman este membru în comitetul director. Am avut o întâlnire inclusiv cu ministrul finanțelor, cu domnul Eugen Teodorovici și cu președintele Camerei Deputaților, cu domnul Liviu Dragnea. Fiecare dintre noi ne-a spus punctul de vedere, ne-a spus problemele cu care ne confruntăm. Din păcate, proiectul de buget cu care s-a intrat în guvern nu a suferit absolut nicio modificare în urma discuțiilor pe care le-am avut. E drept că se alocă sume mai mari de bani către unitățile administrativ-teritoriale, dar în același timp și cheltuielile cresc pe măsură. Din păcate, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile care intră în bugetele localităților. În ceea ce privește municipiul Roman, pot să vă spun că impactul bugetar va fi undeva în jur de 12 milioane de lei. Deci, practic, cam ceea ce ne-am propus noi, buget de investiții din bugetul propriu, reprezintă tocmai aceste cheltuieli. Noi mai avem o problemă și vis-a-vis de aceste cheltuieli, în condițiile în care, pe de o parte, guvernul a majorat salariile pentru acești asistenți personali, ne obligă să le dăm și vouchere de vacanță, ne obligă să le dăm și indemnizații de hrană, dar ne-a transferat, practic, în totalitate plata acestor sume. Ori e ușor așa de hotărât pe banii altora. Mai mult decât atât, dacă vrem iară să ne raportăm la hotărât pe banii altora, pot să vă spun că, din păcate, există o comisie la nivelul județului care stabilește încadrarea în grad de handicap a acestor persoane, acolo unde primăriile nu au niciun cuvânt de spus. Practic, noi ne putem trezi cu dosare care trebuie să intre în plată, fără ca noi primarii sau aparatul de specialitate al primăriei să poată avea un punct de vedere vis-a-vis de aceste cazuri. Și există probabilitatea și posibilitatea reală ca numărul acestor dosare să crească.
Și atunci, crescând, iarăși grevează pe bugetele primăriilor. E clar că, din păcate, în ultimii 2 ani, și ne raportăm anul 2018 și anul 2019, iată care stă să înceapă din punct de vedere al investițiilor, reprezintă un handicap pentru toate bugetele locale. Pe de o parte, anul trecut, știți foarte bine, am explicat de mai multe ori, primăriile au pierdut prin reducere impozitului de la 16% la 10%, numai primăria Roman a pierdut undeva în jur de 2 milioane de euro. Păi dacă ne raportăm la faptul că bugetul de investiții de anul trecut a fost undeva cam spre 2 milioane de euro, practic noi am pierdut jumătate din bugetul de investiții. Bun, pe care îl puteam avea. Puteți încerca să ne explicați, dacă aveți cum, care este mecanismul gândirii, cum funcționează la nivel central, la nivel național, aceste calcule? De ce la un moment dat bugetele astea ajung pentru unii mumă și pentru alții ciumă? O problemă majoră a determinat-o acea mare revoluție fiscală, un mare fiasco din punctul meu de vedere. În momentul în care au trecut contribuțiile de la angajator în totalitate, sau de fapt invers, de la angajator la angajat în totalitate, și-au dat seama că oamenii ar fi pierdut la salarii. Și atunci o măsură pentru a compensa exact pierderea de la salarii a fost reducerea acestui impozit pe venit, fără a lua în calcul pierderile pe care urmau să le aibă autoritățile publice locale, în speță municipiile, pentru că trebuie să recunoaștem, ne place sau nu ne place, municipiile reprezintă motoarele de dezvoltare în România și o mare parte a populației locuiește în mediul urban, acolo unde se generează foarte multe venituri. E clar că guvernul a preferat să sacrifice bugetele de investiții ale municipiilor în folosul, să spunem, a celor care muncesc. În același timp însă, guvernul și-a și mărit veniturile prin faptul că toate acele cote de contribuții se raportează la o valoare mai mare. Și clar, bugetul de pensii a ieșit mai bine, bugetul de asigurări de sănătate a ieșit mai bine, astfel încât nu s-a luat foarte mult sau nu s-a ținut cont până la urmă de pierderile pe care le au municipiile și de lipsa investițiilor, pentru că iarăși spun, dacă vrem să avem o comunitate sau dacă vrem să avem o societate, o țară în care trebuie să se întâmple niște lucruri, trebuie să existe investiții, pentru că investițiile atrag locuri de muncă, atrag bunăstare și, bineînțeles, condiții și o calitate a vieții mai bună până la urmă pentru oameni. Apropo de investiții, trebuie să ajung și la povestea asta, nu s-a mai vorbit, nu e investiție, dar e un fond care ar putea veni către primării, se vorbea și în Roman despre taxa asta pe ruină, n-am auzit încă să se aplice. S-a aplicat în Roman vreodată? Nu, niciodată. Nu s-a aplicat. Noi am vrut să o aplicăm începând cu anul 2019, însă având în vedere faptul că noi am demarat demersurile undeva spre toamna anului trecut, am considerat că nu este corect față de proprietarii acelor clădiri să le impunem practic în prag de iarnă să-și reabiliteze clădirile și ulterior, într-un termen relativ scurt, să-i și impunem. De aceea am luat decizia împreună cu colegii mei. Noi am identificat undeva în jur de 10 clădiri care se pretează pentru a fi supraimpozitate. Vom demara chiar din luna martie aceste proceduri de somație a acestor persoane, practic cele care au fost somate în toamna anului trecut, vor fi resomate în primăvara acestui an, astfel încât să aibă la dispoziție această perioadă a anului 2019 pentru reabilitarea acestor clădiri. În condițiile în care observăm că până în luna octombrie nu se întâmplă nimic, atunci prin proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele pentru anul 2020, vom include și această supraimpozitare. Vreau să fac o clarificare, pentru că am mai văzut la un post de televiziune o informație dată eronat. Unitățile de cult nu plătesc impozite. Da, pentru că da, dar la un alt post de televiziune s-a insinuat cum că primăria nu face absolut nimic pentru a supraimpozita clubul elevilor. Păi, ea aparține Bisericii Armenești, Biserica Armenească fiind unitate de cult recunoscută, nu plătește impozite. Bun, nu plătește impozite, revenind totuși,
pe clădirea bisericii în sine. Nu, nu plătește pe nici tot ce ține pe tot ceea ce, ca și patrimoniu, nu plătește impozit. Însă, dacă tot e să discutăm despre această clădire, vreau să vă spun că am făcut pași destul de importanți, în sensul în care deja de anul trecut am deblocat discuțiile și relațiile cu Biserica Armenească. Deja se află în procedură de execuție un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea acestei clădiri și, din câte am înțeles, va fi finalizat în perioada imediat următoare și se va depune la Ministerul Culturii pentru a obține finanțare în vederea reabilitării acestei clădiri. Dar va rămâne în continuare în proprietatea? Ea rămâne în proprietatea, pentru că e o proprietate retrocedată către, către Biserica Armenească, practic aparține lăcașului de cult, și atunci e clar o proprietate privată și va dispune în consecință de acest bun. Continuare despre această taxă. Am văzut chiar astăzi dimineață, apăruse un articol în presa locală despre o clădire pe care o cunoaștem cu toții, e în paragină de mai mulți ani, cea a fostului azil de bătrâni de pe Bogdan Dragoș, a intersecția cu cea rusetei. Da, acolo... Clădirea aia se dărâmă, se face bucăți. Acolo e o discuție legată de cel care a cumpărat acel imobil. Inițial a depus un proiect pentru reabilitarea acelei clădiri. Știu că au existat niște probleme din punct de vedere legal în ceea ce privește acțiunile pentru care, pe care domnia s-a încercat să le facă. Se află în momentul de față un dosar penal pe rolul poliției municipiului Roman și până la finalizarea acestui dosar va trebui să așteptăm rezoluția organelor de cercetare penală. E clar că este în evidența noastră și o monitorizăm, însă până la clarificarea acestui dosar nu vom putea lua măsuri vizare de această proprietate. Nu îl puteți nici măcar forța cumva pe proprietar să ascundă măcar, dacă nu, să mascheze? În principiu, știți cum, în momentul în care apar astfel de situații litigioase, mai greu poate interveni primăria să impună niște lucruri, mai ales cu atât mai mult cu cât am înțeles există și un ordin de restricție acolo în zonă. Știu că acea clădire nu este monument istoric, însă se află într-o rază în care există monument istoric. E vorba de Banca Comercială Română și fiind în acea rază a acestui monument istoric, intră într-o arie, să spunem, de supraveghere. Au existat discuții și cu cei de la Direcția de Cultură Suceava, pentru că noi suntem arondați Sucevei ca și competență, și atunci așteptăm clarificarea acestor aspecte și ulterior eu știu că acel investitor chiar dorea reabilitarea acelei clădiri. Eu mă alătur celor care spun că la un moment dat nu se știe cât de profitabil este să păstrezi o clădire veche și să încerci să o reabilitezi cu o mulțime de bani, că nu e ușor să reabilitezi o clădire, și dacă nu ar fi cumva mai indicat, și vă întreb exact ce l-am întrebat și pe domnul deputat Leoreanu când era primar, aceeași întrebare am adresat-o și dumnealui, dacă nu cumva e mai ușor și mai profitabil pentru municipalitate pur și simplu să dăm jos o clădire veche care nu mai este rentabilă și în locul ei să ridicăm ceva profitabil pentru comunitate. Eu vă spun că din toate punctele de vedere e clar mult mai avantajos să demolezi o clădire veche și să faci o alta nouă. Însă sunt anumite clădiri de patrimoniu, sunt anumite clădiri care sunt monumente istorice și e clar că în aceste situații eforturile autorităților publice locale sau eforturile proprietarilor sunt mai mari, însă vor fi răsplătite prin reabilitarea acelei clădiri. Și aici, dacă vreți, vă dau și exemplul bibliotecii municipale, care la fel era mult mai ieftin demolarea și construirea unei biblioteci mai moderne decât reabilitarea bibliotecii vechi. E clar că din punct de vedere arhitectural, ca și imagine pentru oraș, e mult mai frumoasă o clădire veche reabilitată și de aceea preocupările noastre vor fi în acest sens. Dar este și cazul Casei Celibidache? Casa Celibidache, iarăși ca să vă dau o veste bună, este finalizat studiul de fezabilitate, este depus la Compania Națională de Investiții și se află în procedură de licitație publică pentru proiectare plus execuție, urmând ca în următorii 3 ani această clădire să fie reabilitată în totalitate, consolidată și reabilitată. Reabilitată înseamnă că ea va arăta exact cum arăta în la perioada fel cum de glorie. Exact, ea va fi pe proiectul
actual, va fi doar reabilitată și redată circuitului. Cu ce destinație? Va intra în circuitul muzeal județean. Și bineînțeles, casă memorială? Va fi și o casă memorială Sergiu Ciril Bidache și inclusiv din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Consiliului Județean, pentru că în momentul de față această clădire este în patrimoniu public, în domeniul public al județului Neamț, dorim și o sală de concerte. În incinta acestei clădiri. Pentru că aminte, când eram mic, acolo era la etaj, dacă nu mă înșel, sala aceea mică de 30 de locuri. Cât ceva de genul ăsta vom încerca să facem și eu. Am fost cu dumneavoastră pe strada Mihai Viteazu atunci când a venit domnul Ionel Arsene, domnul președinte al CJ, în vizită la Roman. Ce trebuie să se întâmple acolo? Încerc să le reamintesc celor care ne urmăresc. Primăria municipiului Roman trebuie să facă, cumva să rezolve cu sistemul de canalizare pe un anumit segment de stradă, ca mai apoi CJ-ul să vină să o refacă, nu? Nu canalizarea, ci strada. Da, acolo avem discuții, într-adevăr, cu Consiliul Județean. Iarăși e foarte bine de precizat faptul că tronsonul, sau întreaga stradă Mihai Viteazu, cuprinsă între strada Ștefan cel Mare, practic de la gară începând și până la linia de cale ferată de la Luțca, este drum județean. El este în domeniul public al județului Neamț. O perioadă a fost în administrarea primăriei municipiului Roman, însă în momentul în care se fac reparații capitale, reparațiile capitale sunt în sarcina proprietarului. Și atunci, noi am predat administrarea acestui drum către Consiliul Județean, dar în același timp ne-am asumat și o problemă foarte mare care este acolo în zonă, este, așa cum spunea și dumneavoastră, lipsa canalizării pe acel segment de drum. Problema cea mai mare care ne afectează pe noi e lipsa unui sistem de preluare a apelor pluviale, care face ca apa să stea pe carosabil și, bineînțeles, apa în timp afectează foarte mult asfaltul. Noi gândim în această perioadă cu colegii mei din primărie un sistem de preluare a apelor pluviale care să nu afecteze foarte mult strada în sine. Căutăm chiar la nivel de trotuar, dacă vom reuși, pe modelul Dumitru Mărtinaș, de exemplu, cu acele guri de preluare a apelor pluviale din trotuar. Și atunci, în funcție și de rețelele subterane pe care le vom găsi în zonă, vom gândi un astfel de proiect, astfel încât strada în sine să nu fie foarte afectată, ea are o fundație destul de bună și doar să fie reabilitată dintr-un capăt în altul, dar cu condiția de bază este aceasta a preluării apelor pluviale, care într-adevăr cade în sarcina primăriei municipiului Roman. Odată cu vizita președintelui CJ Ionel Arsenel la Roman, am primit și un miliard de, bine, exagerez, un miliard, am multe întrebări legate de, bun, dacă tot fac strada asta și va arăta probabil bine, îi pot forța pe cei de la autogară să-și facă o intrare civilizată? Din păcate, subiectul autogării este unul delicat. Noi vom realiza, din punct de vedere al intrării în autogară, e clar că vom interveni noi fiind pe domeniul public, însă odată cu poarta de acces pe o proprietate privată, nu mai putem interveni noi și e strict atributul proprietarului. Acum, noi putem forța... Nu, păi, nu, exact ca și cum aș veni la dumneavoastră în casă să vă spun ce fel de gresie, să vă puneți ce fel de chivetă, să vă puneți... Dar mă puteți obliga să-mi vopsesc exteriorul apartamentului? Aici voiam să vă spun că eu pot interveni și pot să-l forțez doar dacă clădirea nu corespunde din punct de vedere al... să spunem, al sistematizării sau al reabilitării. Dacă nu corespunde, eu pot să încerc o supraimpozitare pe clădire. Însă, pe teren, fiecare moment, dacă cineva într-o curte nu vrea să-și pună gazon, nu vrea să-și pună flori, eu nu pot forța acea persoană să-și pună gazon sau flori. Același principiu și aici. Eu voi face din bugetul județului, că până la urmă, fiind un județean, calea de acces se va face până la limita de proprietate cu asfalt, însă mai departe e strict opțiunea proprietarului dacă își asfaltează curtea sau nu. Lucrările astea la strada Mihai Viteazu când vor începe? Cam când se estimează?
trebuie să vedem prima dată aprobarea bugetului. Vedeți dumneavoastră, toată această întârziere a aprobării bugetului nu duce altceva decât la întârzierea demarării tuturor investițiilor de la Roman. Practic, din momentul în care bugetul este publicat în monitorul oficial, autoritățile publice locale au la dispoziție 45 de zile să-și aprobe bugetele. Practic, putem prezuma că undeva pe la sfârșitul lunii martie bugetele locale să fie aprobate. Și abia de atunci să începem procedurile de licitație publică, de achiziții, de începerea lucrărilor și așa mai departe. O mare problemă pentru noi primăriile o reprezintă aceste proceduri de achiziții foarte stufoase. Și eu întotdeauna ați văzut și la conferințele de presă și de câte ori am avut ocazia, am mai dat exemple din alte țări. Păi în Ungaria o procedură de achiziții cu toate etapele de contestație, de instanță, de tot ce este, n-are voie să depășească 45 de zile. În Polonia 30 de zile. Păi ne mai mirăm că polonezii au absorbit deja toți fondurile. Păi de ce nu învățăm nimic de la ei? Nu vrem să învățăm, pentru că, din păcate, la nivelul României, deși se vorbește foarte mult de descentralizare, se face de fapt o supracentralizare și pentru orice document de care noi avem nevoie, sau dacă vreau să-mi gândesc organigrama într-un anumit fel, eu trebuie să merg să-mi iau un aviz de la o altă agenție a statului, de la o altă instituție. Practic, aceste instituții ale statului trebuie să devină mult mai robuste, trebuie să devină mult mai maleabile, mult mai flexibile și să știți că inclusiv toate aceste ghiduri de finanțare au foarte mari probleme, în sensul în care de la Uniunea Europeană vin niște cerințe minimale pe care trebuie să le îndeplinim și noi aici în România le suprabirocratizăm, ceea ce nu duce la nimic bun și uitați-vă că până acum nu a reușit să tragem nimic din fondurile europene. Nu ne ajută cu absolut nimic faptul că suprabirocratizăm niște proceduri. Din contră, nu ne facem decât rău singuri. E drept și eu sunt de acord. Sunt și persoane care fraudează. Da, dar să răspundă doar acele persoane care fraudează, să nu fim penalizați toți. Adică pentru 10% care fraudează, nu poți să-i penalizezi pe toți să-i lași 90%. Trecem puțin la alt subiect și aici o să vă întreb, o să vă cer o părere personală. Sunteți mulțumit în momentul ăsta de salubrizarea orașului? Da, în momentul de față nici nu sunt foarte multe soluții, pentru că suntem încă în plină iarnă. Zăpada încă nu s-a topit de peste tot. E drept că e loc de mai bine. E drept că de vreo săptămână noi am început curățarea străzilor și măturarea străzilor, însă până nu se topește în totalitate zăpada, până nu dă puțină căldură, e și foarte greu să se vadă mai mult. Eu v-am dat și la conferința de luni exemplu din curtea mea. Și eu abia aștept să se topească toată zăpada. Am încă zăpadă în curte. Încă e murdară de la praf, de la mizerie, de la... Nu-mi place cum arată curtea mea. La fel cum vă spun, nu-mi place nici orașul cum arată. Dar până nu mă lasă și vremea ca să pot să intervin, să putem să scoatem măturătorile, să putem să... Inclusiv vă spun că am avut discuții cu reprezentantul firmei de salubritate și i-am cerut ca în acest an să suporte din sume proprii o serie de investiții, pentru că vreau să văd niște măturători și eu specializate pentru trotuare, niște acele utilaje să poată face și dezăpeziri pe trotuare. Păi noi anul ăsta, de exemplu, vom reabilita undeva în jur de 40.000 de metri pătrați de trotuare. Păi eu acele trotuare o să le vreau salubrizate, o să le vreau dezăpezite. Mie îmi trebuie utilaje. Și am avut discuții în acest sens cu operatorul și mi-a promis că în acest an va investi într-o serie utilaje pentru salubrizarea municipiului Roman. V-am întrebat asta pentru că aseară sau și astăzi dimineața am primit pe WhatsApp mai multe imagini din zonele în care se colectează gunoiul, ghienele de gunoi, și sunt unele zone în care nu te poți apropia. Bun, aici eu cu tot, deci nu ar vrea să amestecăm salubritatea stradală cu celălalt contract care se referă la colectarea deșeurilor. Sunt două lucruri total diferite și dacă vorbim de salubrizare, e clar, haideți să ne referim la salubrizarea stradală și putem să purtăm orice discuție pe tema asta și dacă aveți informații concrete legate de anumite zone, chiar vă rog să ne le comunicați pentru a le preda operatorului în vederea salubrizării, însă în același timp când discutăm de colectarea deșeurilor trebuie să înțelegem că există un raport contractual între asociațiile de proprietari și operatorii de salubritate. Deci primăria în acest raport comercial nu are prea multă legătură. Vă mai spun un lucru. E posibil ca în anumite zone,
ascultați-mi un pic pe acel moment până la capăt să-l înțelegeți. E posibil ca în anumite zone, din rațiuni economice, asociația de proprietari să solicite mai puține containere. Și atunci, e clar, va plăti mai puțin asociația către operatorul de salubritate, dar zona arată mai insalubră. La fel cum avem situații și am dispus colegilor mei din primărie împreună cu operatorul de salubritate să identificăm și acele asociații unde containerele sunt într-un număr mai mare decât necesarul. Pentru că veți vedea foarte multe asociații și aici este determinant și rolul asociațiilor de proprietari, pentru că vă arăt câteva asociații de proprietari care fac colectare selectivă 100%. Există. Și de ce nu-i primiți? Zic, la modul ăsta să-i... Încă un lucru. Noi avem acel concurs în fiecare primăvară, curățenia, da. Și, bineînțeles, cine își amenajează va primi premii și așa mai departe. Însă, nu avem nici pârghii legale. Dumneavoastră spuneți, se autopremiază acele asociații, pentru că odată ce tu faci colectare selectivă 100%, prețul tău va scădea. Pentru că încetul cu încetul, și o să vedeți că în timp se va merge pe un tarif per volumetric sau per greutate, încetul cu încetul se va elimina acest tarif per persoană și va trebui să fie pe principiu cât generezi, atâta să plătești. Și atunci e clar că interesul tuturor, dar acest lucru trebuie făcut în timp. Nicăieri, și vă dau exemplu, și Spania, și Italia, și Franța, încă n-au ajuns la acel, nici Olanda, n-au ajuns încă la acel procent destul de semnificativ de colectare selectivă. Din păcate, încă nu există acest cult al colectării selective. Însă, prin tarif se poate remedia acest lucru. Trebuie pus un tarif cât mai mare și e normal să fie un tarif cât mai mare la deșeurile menajere, da, care nu pot fi valorificate niciun fel și nici recuperate, pentru că acestea vor merge la depozitul ecologic de la Girov. Depozitul ecologic de la Girov generează niște costuri. Pe de o parte, costurile de operare pe rampa de gunoi și în același timp e o taxă pe economie circulară care se plătește la administrația fondului de mediu. Deci sunt sume care merg cu dedicație către aceste instituții. E clar că și transferul, transportul de la Roman până la Girov comportă și acesta niște costuri. Clar. Dar în momentul în care eu colectez selectiv, și vă dau exemplu personal de la mine de acasă, eu am început de când s-a introdus acest, recunosc, abia de când s-a introdus acest sistem nou, de anul trecut, de când am intrat pe contractul nou cu operatorul de salubritate, mi-am creat 3 containere acasă. Vă spun că deșeurile menajere reprezintă sub un sfert din totalul deșeurilor pe care le generează la mine 4 persoane. Da? 2 adulți și 2 copii. Am reușit undeva, vă spun și volumetric, cred că generez undeva săptămânal cam o pungă de 60 de litri de deșeuri menajere, care sunt destinate exclusiv transferului către Giro. Celelalte însă, reciclabilele și valorificabile, sunt într-un procent mult mai mare, iar acestea nu comportă transfer către nicăieri. Din contră, sunt acești oteriști operatori care reciclează, da, și care vin să le iau chiar de la poartă. Și atunci, tu ca operator de salubritate, ești în câștig. Practic încasează aceste sume. Deci care trebuie să fie obiectivul nostru până la urmă al tuturor? Acela de a genera cât mai puține deșeuri menajere și pe care să le punem strict în tomberonul. Pentru că mai există un risc. În momentul în care eu am tomberoane diferite, dar dacă îmi pun deșeuri menajere peste cele reciclabile, le-am contaminat și nu mai au nicio valoare acestea. Deci sunt clar mulți oameni care nu cunosc aceste detalii, nu le-au gândit niciodată. Acest lucru, vă spun, nu poate veni peste noapte, nu se va realiza peste noapte, trebuie, și aici voi avea iarăși discuții cu operatorii de salubritate, pentru că aici trebuie să facem campanii comune. Și au și ei obligație prin proiectul, pentru că acesta este un proiect finanțat european, au și ei această obligație și trebuie împreună să creăm cât mai multe astfel de campanii de informare a cetățenilor. Dar vă spun din punctul meu de vedere, prețul este cel care trebuie să dicteze și cu cât am un preț mai mare pe deșeuri menajere, eu ca și generator de deșeuri, dacă sunt atent cu selectarea gunoiului, voi plăti mai puțin. Pentru că ne apropiem de final, trec la o ultimă întrebare. Am discutat cumva cu dumneavoastră și în conferința de presă despre povestea asta, tăierile de arbori din oraș. Ne-ați spus atunci că 83 de arbori sunt marcați pentru tăiere. Oamenii se întreabă în schimb și am să vă rog pe scurt, pentru că într-adevăr trebuie să încheiem acuși. Spațiile verzi din Roman, vă transmit întrebările, da? Spațiile verzi din Roman
tind să dispară și să fie înlocuite cu parcări. Și asta se vede, nu e o noutate, se vede cu ochiul liber. Unde au fost înainte părculețe sau bucățele de iarbă, au, acum sunt parcări. Eu vreau să vă spun în felul următor și haideți să le luăm pe rând. Prima dată în ceea ce privește parcările, tăierile de arbori, v-am spus, sunt doar 83 de arbori, dintr-un total, cred că de vreo 14-15 mii de arbori la nivelul municipiului Roman. Deci cam asta e populația de arbori. Deci e total nesemnificativ. În același timp însă, anual noi plantăm, și aici mă refer numai pe Roman, nu mă refer la zonele limitrofe unde avem perdele, plantăm undeva în jur de 2500-3000 de arbori. Deci e clar că noi toate aceste tăieri le compensăm cu vârf și îndesat. În același timp însă, trebuie să recunoaștem că este o realitate creșterea numărului de mașini pe raza municipiului Roman. Acest lucru a generat deja o serie de parcări în anumite zone, fiecare cum a găsit un loc, a început să parcheze. Noi am descurajat pe cât posibil parcările pe spațiile verzi, însă sunt zone foarte vechi, foarte vechi, unde se parchează de foarte mult timp. Ce am început noi să facem, și dacă ați văzut inclusiv la parcarea de la strada Ștefan cel Mare, blocul 4, aceea de lângă poștă, evidențiem și marcăm clar spațiile verzi. Punem borduri, facem trotuare, astfel încât pe spațiile verzi să nu mai vrem minerat. Asta s-a întâmplat și la mine în spatele, deci trebuie să recunosc. Și atunci e clar că venim pe toate celelalte zone și creăm locuri de parcare. Dar păstrăm și zonele verzi. Practic, nu vom elimina, sau chiar dacă mai există situații punctuale unde câte o jumătate de metru mai trebuie pentru a lărgi strada sau pentru a crea un loc de parcare, mai există și astfel de situații, dar încercăm să le compensăm pe alte părți. Cu alte cuvinte, spațiile verzi nu vor dispărea. Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă, și o să vedeți inclusiv în acest proiect de amenajare peisagistică a Bulevardului Republicii cum va arăta toată zona în urma reabilitării acestei zone. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut amabilitatea să-mi răspundeți la întrebări. Sper să ne mai vedem și cu alte ocazii, pentru că timpul nu ne mai permite. Încă o dată vă mulțumesc și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Toate cele bune! La revedere!